Salutare! Eu sunt Cristian și azi facem pleșcăviță. Pleșcăviță sârbească. Avem aici niște carne, carne tocată de vită cu porc. 60-40, 60 vită, 40 porc. De la măcelărie. Niște usturoi, ceapă de apă, bicarbonat, o să punem sare, piper, cam atât. Facem următoarea schemă. Am un mojar. Un pic de ulei. De sare. Stropim. Am făcut pastă. Acum punem pasta aici. Un sfert sau aproape jumate de bicarbonat. Sare. Și piper măcinat. Am uitat să punem și... O să punem și un pic de boia dulce. Cam atât. Amestecăm tot. Aici sunt vreo 350 de grame de carne pentru două chifle. Ok, după ce am amestecat compoziția, o lăsăm la frigider minim 30 de minute. Ok, acum facem pitele pentru pleșcăviță. Ce credeți că scăpați așa ușor? Facem aluat pentru pita, pentru pleșcăviță. Un pic de apă. Yes. 10 grame de drojdie proaspătă sau uscată. Punem aici. Hrănim un pic de zahăr, drojdia. Un pic de zahăr. Amestecăm. Amestecăm foarte bine. Faină. Mai puțin așa. Să activăm un pic de drojdie. Și acum așteptăm. Vreo 10 minute. După ce a crescut un pic, o să-l pun la mașină. Deși voi dacă n-aveți, faceți manual, că nu e necesar să ai mașină, dar mie mi-e lene. Și uite simplu. Dai pe prima viteză și vreau să fac el toată treaba. Iaurt grecesc mai gras. Pic de ulei. Punem făină treptat. L-am lăsat la 1, la rotații minime. Ca să-l închidem. Când aluatul nu mai este lipicios, înseamnă că e gata. E foarte puțin, ceea ce e destul. Hai să lăsăm să crească. O lăsăm vreo 40 de minute așa, aproximativ. Ok, de acum lucrurile vor deveni mai simple. Trebuie să lăsăm carnea un pic să se odihnească, la fel aluatul să crească de două ori mai mult. Între timp facem un sos de iaurt cu usturoi, un pic de ulei, sare, piper, usturoiul,
Cam asta e. Punem aici. Pic de rămâie. Și asta e tot. Îl punem deoparte. O să-l folosim la pită mai târziu, la pleșcăruță. Hai să ne ocupăm de pipte. A crescut dublu. Trebuie să un pic de făină. Facem câte o chiflă. La 250 de grade, 8 minute. Am așa ieșit în fontă, a fost o încercare. Totuși destul de crocant. Am pus și niște cartofi la prăjit. O chifla avem, le așteptăm și pe celelalte. Vezi cum se umflă. Vedeți? Când se rumenesc un pic, le scoateți. Facem în două. Foaie de staniol. Întindem. Să fie cât mai mare. Că ea se face din ce în ce mai mică. Și vrem să vedem o chiftea mai mare. Asta e bună. Poți și chiflele cealaltă. Frumos. Fonta s-a încins destul. Și punem chiftea. Now it's the fun. Perfect. Let's just cut them. Am scos și cartofii, avem totul gata. Hai să asamblăm un pic de sare pe cartofi. Întotdeauna să nu uitați, mâncarea bună durează foarte mult. Deci trebuie să aveți răbdare dacă vreți să mâncați ceva bun și sănătos. Hai să facem. Tăiem lipia. Pita, aveți aici. Atenție că e fragilă, da? Cam așa arată. Să punem un pic de sos de ardei. Ajva, eros, ce aveți? Așa pe fund. Să fie picant. Da? Ce bine arată. Doamne ferește. Un pic de iaurt cu usturoi. Două roșii. Un pic de ceapă. Și cam asta e. Ce să vrei mai mult de atât?
aici o chiftea minunată cu pită, da? Pleșcăviță, da? Foarte frumos, uite. Ne vedem pe data viitoare, urmează rețete și mai nebune și mai frumoase și mai gustoase. Eu am fost Cristian și mersi că te uiți la mine. Azi am făcut pleșcăviță, data viitoare vedem ce vom face. Ciao!